Să spui ceva ce Vasile Popovici în acest moment. Pitez, lucrez, încerc să țin ritmul cu viața de acum. Încerc să particip la toate manifestările la care pot participa și unde se organizează. Acum urmează la București expoziție națională de icoane și pictură naivă, unde am o invitație. Posibil să trimit și eu. Depinde și pe cum voi putea să realizez aceste lucrări pentru această expoziție. Am înțeles că ai lucrări și peste hotare, în mai multe expoziții. Da, deci aș avea Franța, Germania, Italia. Am mai avut și în Spania, la Madrid, la galeria Eboli, care se ocupă, este cu specific naiv, deci pictură naivă. General, mai multe țări. Văd că vorbești de foarte multe locuri, de foarte multe locații. În schimb, știu că tu ai o problemă de sănătate de care nu te plângi. Nu. Nu mă plâng și de obicei am și uitat că sunt bolnav. Încercând, sau mai bine zis, lucrând încet, încet și încercând să trec peste obstacolele vieții, încerc să trec peste acest obstacol. Păi dacă poți ne spui două, trei cuvinte, câteva cuvinte despre boala ta. Este sindrom nevrogen spinal, a fost, cum să vă spun eu, descoperită cam pe la vârsta de 3 ani, la Timișoara, după ce am fost internat o lungă perioadă de timp la Vâlcele, la un sanatoriu de recuperare, unde s-a înrăutățit situația. Și cam de pe la vârsta de 7 ani mai merg deloc. Cum se manifestă boala ta în acest moment? Am înțeles că și cu mâinile ți le... Boala se manifestă în felul următor. Deci, prin lipsa de putere, simțul este activ. Deci, mișc, dar așa o comparație am putea o face la mine sistemul muscular. Probabil echivalează cu al unui copil de, eu știu să zicem, un an jumate. Deci cam asta ar fi comparația între puterea acelui copil și mine. Dar nu te lași. Nu. Nu. Spune-mi, ce faci toată ziua? Fiindcă știu că ești foarte activ. Dimineața mă scol. De obicei îmi place să stau cu mama de vorbă. Deci undeva până la 11. Îmi iau ceaiul sau eventual o cafea ca să ridic tensiunea, un pic, fiind tensiunea și foarte mică. Și atunci, pe la 11, încep să lucrez, lucru până undeva în jurul 2-3, îmi pitez. Mai ajut pe un prieten la telefon cu niște sfaturi pentru PC, în caz de nu-i merge ceva. Pe la 2:30-3 iau masa de prânz, un pic odihnă și atunci reîncep activitatea până în jurul orei 7-8. Depinde acum în funcție de cum am lucrarea și cât am de lucru la acea lucrare. După aceea mă duc la calculator, îmi realizez o pagină, mi-am făcut pe calculator și albumul. Acum doresc să fac și cartea mea personală, autobiografică și tot așa. Știu că dumneavoastră sunteți mâna dreaptă, mâna stângă, dumneavoastră sunteți tot pentru Vasile. Sunteți mijlocul lui de locomoție, de fapt. Da, așa este. Ajut cu toată plăcere să fie mai bine și să fie cât mai bine. Cât mai ușor. Mai ușor, ca să facă el pentru el și fac toate ramele, ajut pânza, înting. El nu poate să întorc tablouri, trebuie să întorc tablouri pentru el, dar trebuie să stau tot lângă el. Tot timpul e lângă mine. Inclusiv am înțeles că dumneavoastră îl puneți în pat, dumneavoastră îl ridică. Da, asta este, da. Eu fără un sistem special, cum este pe acest cărucior, deci pregătit special, n-aș putea să stau în fund. Iar mâinile, uitați-vă cum le ridic. Eu le ridic, dar de obicei dacă vreau să ridic,
trebuie să o trag cu dinții, pentru că eu am anumită poziție care le pot mișca. Așa procedez în momentul în care ridic. Așa și pentru calculator, când mă schimb. Așa când e mama lângă mine, mă mai ajută mama. Ai prieteni masiră? Da, să spunem că da. Puțin, dar bun. Ce înseamnă să ai un prieten? Un prieten înseamnă în momentul în care îl ai și când ai nevoie ca să fie acolo unde ai nevoie. Și când ai nevoie, acel este prieten. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să ai un moto după care să te ghidezi în viață, care ar fi motoul tău? Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine. Tot asta. Așa. Astea când le-ai făcut tablourile? Din toată perioada de când acela cu Eclipsa este din primele tablouri de artă naivă. Cel de sus? Da. Are circa 11 ani. Când a fost Eclipsa. După aceea urmează. Sunt multe care nu mai sunt acasă. Asta este doar o parte. O mică parte. Sesiunea nouă. Ce este asta? Asta mi-a trebuit cu supă. Spuneți-mi, vă rog, câteva cuvinte despre Vasile. Deci, el lucrează ca și un om normal. Sunt mulți oameni perfecți, sănătoși, care nu fac ceea ce fac el. Vreau să spun prima dată că îl cunosc din 99 sau 1999 și când a intrat în fundația Vintilă. Acum conduc la Forumul German o trupă de copii și adulți, un cerc foarte detailat deja, cu multe premii primite și la care îl invităm mereu pe Vasile Popovici la orice expoziție din afară, din mai multe motive. În primul rând, el nu poate să meargă și trebuie dus cu un mijloc de transport, până cu căruciorul să ne descurcăm. Și mulți au promis, hai că te duc acolo sau acolo și nu l-a luat nimeni. Eu i-am promis, într-un fel, mai ales după ce tatăl s-a plecat dintre noi, că voi avea grijă cât trăiesc de el. Și în felul ăsta eu îl duc peste tot. Acum, din punctul de vedere, el este foarte, foarte activ. Din faptul că singur a învățat calculatorul, m-a învățat și pe mine, trebuie să recunosc că habar n-aveam de calculator, bineînțeles că sunt și cu vreo 20 de ani mai mult decât el, și acum tot ce, sau aproape tot ce știe, știu și eu să fac pe calculator. Și mai ales în pictură avem mereu discuții. Noi discutăm, detailăm, ne criticăm la gestul pozitiv, dar constructiv, nu
Nu în sensul că tu nu ești pictor. Deci e absurdă treaba. Că fiecare în felul lui pictează și are o imaginație a lui. Dai mai înapoi. Aici ce-am pus la verde. Poți să faci. O las acum. Vasile, că trebuie un pic. Aici schimbă. Cât îți ia până termină lucrarea? 2-3 săptămâni, depinde de subiect. Dar ai răbdare, văd, încet, încet. Da. V-aș petisi? E că n-aș putea să fac nimic. Satisfacție mare e când vezi seara ce ai lucrat peste zi. Și după câteva zile, când tragi linie și se finalizează, este o bucurie și mai mare. Lucrez așa repede. Mai mult din plăcere. Aici ce pictezi? Este rar de pat. Doresc să reprezint un obicei, cum se ducea de mult cu caii la adăpat, deși nu e chiar real. Tablurile tale seamănă cu poveștile. Da, de obicei, da. Ce-mi imaginez, ce mi-aș dori să fie, sau ce mi-aș dori să văd, de obicei. Unele obiceiuri de iarnă, vară, și mai departe obiceiuri țărănești. Vasile, vin sărbătorile de iarnă, mai un pic. Da. Moșul vine la fiecare. Tu ce-ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? Sincer, sănătate. Sănătate, că este primul lucru care îmi doresc. Și să pot să realizez cât mai multe lucrări. Este singurul lucru ce-mi doresc. Alb puțin. Alb? El le pare singur, numai eu le pun atâta... Mă ajută foarte mult la ridicat mâinile. Și să le... Și întors, uitați. Aș avea nevoie să mă întorc și tablou cu partea asta deaptă jos. Dacă schimb poziția, trebuie să mi-l... Da, poți să turbezi după aia, nu te debusonează când ți-l întoarce, când... Un pic, nu, dar încerc să-mi imaginez. Te obișnuiești? Da, m-am obișnuit. Așa nici aș putea să lucrez dacă aș lucra. Trebuie să lucrez tot din toate patru unghiuri. Am înțeles că de multe ori te ajut și de gură să-ți muți mâinile. Da, dacă am nevoie îmi fuge mâna sau trebuie să-l ridic, o prind. Zi care să-ți mai pun. Puțin roșu. Așa. De obicei, mișcându-mă, pictând, mâinile mai fug. Și atunci am vedere să le rearanjez. Mama, dacă este ocupată cu altceva, atunci le trag eu cu gura. Așa, de obicei, fac fundalul. După aceea trec la mărunțișurile care să fac. Le-am podobit.
Bun, du-te pe tante acum. Așa, numai vreau să vorbiți, explicați ce faceți aici. Le pun vopsele ca să pregătesc lui să pună și pun în dopuri, că el acum nu lucră vopsele. Ei spun ce-mi trebuie? Îi spune de care culoare trebuie. Da, ați învățat să preparați după nuanță, după eu culoare? Nu, eu nu prepar. El prepară el toate. Numai spune nuanțele care trebuie puse. Verde, roșu, galben, de care ocru, de care este. Are nevoie. Care? Că mai ai verde nevoie acolo, cred că. Ha? Verde de aia din alalt. Mai deschis. Că pregătește pânzele care le pregătește. Și îi pun în dopu și el pune acolo. Toate și atunci eu mai am probleme. Eu mă duc și fac mâncare și curățenie și toate și uitat aici până când el face un colț. Sunt diferite în funcție de amestecul. Pune aici, pune peste, aici, peste, așa, și ascultă eu. Așa, acum spuneți că până el face un curs, mai să merge să face de mâncare? Da, când plec să fac mâncare și atunci el face un colț și după aia eu pregătesc mâncare când m-am pregătit mâncare și atunci întorc altă parte dacă are nevoie, când termină colțul. Deci durează și două ore până termină o anumită suprafață. Și merg pe culori. Deci dacă un tablou are o anumită cromatică, plec, de exemplu, dacă cu verde este mai mult, atunci plec cu partea verde și după aceea trec la altă culoare. Și atunci fac, depinde și cât e de înflorit în momentul în care este mai multă muncă. Atunci mama se duce, face mâncare, eu îmi văd de lucru. Până reușește să termină. Și după cumpărături mergem amândoi. Mergeți amândoi, da? Amândoi mergem să rezolvăm. După cumpărături mergem amândoi. Mergem să rezolvăm toate ce avem de plătit, toate problemele. Mergem amândoi. Când e frig, atunci plec singură. Și când e așa frumos, mergem amândoi să rezolvăm și la toamnă ne pregătim toate cu căruciorul ăla mare care le-a dat directorul Fiștea și atunci aducem ca la o mașină. Aducem toate bagajele. Eu merg pe lângă mama. Și am pregătit toate pentru iarna, varză, cartofi, toate să avem pregătite. Vasile mănâncă mult normal, da? Da. El mănâncă singur. Mama mănâncă tot așa, cu amândouă mâini. Tot așa. Tot așa. Ei le pregătesc unde poate poziția, nu poate poziție. La oricare poziție. Și atunci mănâncă. Și dimineața, la el așa, e dimineața. Dimineața când se scoală, se duce acum la toaletă și după aia bea cafă. Sau ceai, indiferent ce mănâncă, puțin și după aia bia cafă și stăm la vorbă. De ce arătea bieturile lui? Îi place să stăm la vorbă. Aia două ore trebuie să stăm la vorbă, că aia îi place lui, ca să se destinde. Și atunci le pun la lucru, ca să le dau, atunci pregătesc să lucră. Atunci lucră până la două. La două mănâncă și de la două, dacă e obosit, se culcă o oră. Și când i-am sculat, mai mergem în oraș, atunci de la 6 ea lucră până la 8-9. Și de la 9 vorbește la calculator, atunci cu prietenii. Vorbește. Adică să înțeleg că stai la bârfe. Da. Mai mult sau mai puțin. Afli tot ce de un oraș. Da. Dar de obicei dezbatem lucrurile care sunt, cum sunt anumiți virus. Care intră cum trebuie scos și așa mai departe, ca să repunem sistemul în funcțiune înapoi. Asta este uzual. De unde ai prieteni virtual din? O să zic că și în oraș și din țară. Mai puțin din străinătate, dar din țară și
din oraș sunt. Vii să te viziteze și așa sau numai pe net? Pe net, așa din localitate vin să mă viziteze. Într-o bisericuță de la azil. Și partea de... Trebuie schițate, pictate, lăcuite, cu lacrimi de mama. Facem jumătate, că eu fac... Da. Eu fac bun, nu e mult timp, pentru că... Nu. Ciorbe, îți place? Ciorbele puțin ardei, iute. Da? Condimentat așa puțin. Singurul lucru ce... Nu, dulcele. Mănânc așa. Uitați, așa am dat fundalul. Ce faci? Unde ești acum? Încă nu e gata. Bine? Deci va mai trebui adăugat altă culoare și prin amestec va ieși nuanțele care sunt. Ați văzut ce s-a schimbat? Acum, am înțeles. Să luăm bine care... Bine, bine. Uite, hai de la prea, uite, să fiu știu. Să luăm la bani. Anul ăsta la Peter și am luat două diplome. Nu, dar este multe, să luăm care trebuie, că are... Câte? Vreo 50, câte sunt acolo? Dacă nu sunt mai multe, nu știu. 70, cred că. Nu știu, poate. Deci, ca 10 ani. Fac colecție. Puneți-le așa una după alta. Așa, puneți-le una după alta. Doar le puneți-le, nu contează. Poate, toate? Sigur, da, puneți-le la lângă. De aici multe. N-are nimic, puneți-le, puneți. Pui și capat așa. Asta traina? Asta nu. De ce pun atâta cât... Că lucrezi într-o zi. Dacă lucră... Altă. Nu s-au scăpat două zi. Nu? Păi ce-s două, e... Cam următoarea. 48 de ore. Altă. Și atunci, de obicei, lucrurile două, trei lucrurile, am o lucrurile, o singură. Și lucru cu culorile care am. Deci când îmi schițez, de exemplu, dacă lucru pe tematică de vară, poți să vrea, de? Lucrări de vară, atunci... Îmi pregătesc mai mult verde, albastru, da, cu știi ce să folosesc și la altele. Aproximativ, da. Și atunci, dacă în caz rămâne, să dea pe cealaltă. Știi cine s-a apucat iară de pictat? Profesoara Farcaș. O știu. De la aia, știi? O știu. E mare figură. O știu. O știu. Asta. N-a fost să aplicăști.